astăzi te voi juca Minecraft, dar putem mixa iteme. Wow, da, ați auzit bine. Dar serio, cum adică putem mixa iteme? Ei bine, de-abia așteptam să întreb. Spre exemplu, dacă combinăm 7 pickaxe-uri de diamond, putem obține un pickaxe gigantic. Și băi, Andrei, când spun gigantic, chiar e gigantic. Wow! Bă, Stylen, nu a văzut niciodată un pickaxe atât de mare. Bă, Andrei, cred că tu nu înțelegi. Efectiv, uite cât de mare e pickaxe-ul ăsta. Bă, Andrei, no. Sau, spre exemplu, dacă combinăm 8 săbi de diamond cu un diamant, putem obține așa ceva. Wow! Bă, Andrei, ce bă? De unde ai scos sabia asta? Stai departe de mine. Uite-te la asta. Bă, Andrei, uite. Ups. Și da, oameni buni, ce să mai încolo și încoace. Dacă vreți episoade de genul în continuare, nu uitați să dați un mare like. Dacă vreți episoade de Minecraft, dar sau episoade de Minecraft în general, un subscribe, un clopoțel și de asemenea, nu uitați de noul merch pe SLM.ro. Ediție limitată. Stocul este limitat, așadar grăbiți-vă și fără niciun fel de adăugare, haideți să trecem direct la videoclip. Ok, Andrei, ești pregătit să mixăm iteme? Da! Ok, perfect. Cât am așteptat ziua asta? Dar nu putem până când? Până când ce? Oamenii dau like, evident! Andrei, de-abia a început episodul, toată lumea a dat like. Ah, ok, bine, scuze. Nu știam. Treaba stă în felul următor. Fiecare dintre noi își va alege câte un item pe care să-l crafteze, iar eu îmi voi alege excavatorul. Efectiv, un pickaxe combinat cu o lopată și un diamond. Frate, uite cum arată! Ar trebui să fie ilegal! Bă, da, cred că ar trebui să fie ilegal. Tu ce-ți alegi? Unde era așa ceva când căutam diamante? Nu știu, sincer. Eu aș vrea casca de găină. Ha? Bă, ok, presupun că Andrei vrea o cască făcută din pui. Da, ok. Dar dacă stai să mă întrebi pe mine, aș avea nevoie și de buți și de chestplate și de pantaloni. What? Ce, mă? Da, vreau toată armura găină. Ok. Regula era să ne alegem câte un item de căciulă și Andrei și-a ales efectiv 4 din start. Păi, practic, la mine e un singur item, e armură. Da, ok. Bine, hai să le facem. Ok, Andrei, acum este momentul să craftăm sau mai degrabă să mixăm itemele pe care le-am ales. Pentru început o să încep cu excavatorul și anume un pickaxe, un diamant și o lopată. What? Uite cum arată, Andrei. Genial, băiete. Ok, păi, și ce ar trebui să fie asta? Mă rog, hai să încercăm după ce facem și restul de iteme. Hai să facem pantalonii de găină, să facem botoșii de găină, să facem chestplate-ul. Uitați-vă cum arată chestplate-ul și casca de găină. Ok? Și acum, Andrei, hai să încercăm și armura de găină. What? Ce, bă? Ok? Bă! Ce? Ok, ce se întâmplă? Ce e asta? Uite-te-te! Oh! Bă, Andrei! Andrei, bă! Cred că mi-au luat zborul sau ceva. Bă, Andrei, ce-i asta? What? Oh my god, ok, stai. Bă, nu e legal să zbor, coboară. Ok, bun, stai, Andrei, stai, nu te panica, pentru că trebuie să încercăm și excavatorul să vrem ce itemul ăsta. Deci și o lopată și un pickaxe combi. Ok, omul meu. What? Uite cum sparge, bă, oprește! Na, poftim. Ok, Andrei, sincer, nu știam că pot să sparg așa, dar... Oh my god, bă! Wow! Armura asta de găină e prea OP. Bă, nu știu ce e mai OP, excavatorul sau armura de găină? Bă, frate! Bă, Andrei, tu ai nebunit, uite ce am făcut aici. Wow, frate, efectiv, incredibil. Wow! Ok, Andrei, dacă ar fi să alegi, ce alegi? Armura de găină sau ăsta? Știi ce teorie am? Bă, nu știu ce teorie e, chiar de-abia aștept să aud. Bă, frate, nu mai pot să mă opresc din zbor. Bă, iubesc să fiu găină. Bă, sincer, la cum arăți, da, wow, frate. Bă, nici nu știu ce mi-a plăcut mai mult din itemele astea două. Bă, Andrei, te rog eu frumos, dă-ți armura asta jos de pe tine care-ți penibil. Ce? Bă, Andrei, trebuie să alegem următoarele iteme. Dar așa arăt eu. Nu arăți. Ok, bine, cum zici tu? Ba da, ok. Sunt Andrei Găinușa 2010. Ok, cum zici tu? Băi, Andrei, sincer să fiu cu tine, eu o să aleg următorul item și vreau să încerc acest pickaxe gigantic de diamond. Și te rog să... Bă, gata, bă, nu mai ești o găină. Bine, mă. Ok, hai, dă-o jos, așa, perfect. Bun, băi, eu vreau să încerc pickaxe-ul ăsta gigantic. Adică, uite-te, știu câte mai... Na, poftim. Da, deci eu asta o să aleg, Andrei, tu ce alegi? What? Asta? Ce-i asta? Da! Goat weapon? Ce? Nu e evident? Păi și ce ar trebui să... Asta scrie.
Păi și ce e asta? O să vezi, băiete. Ok, bine, presupun că Andrei și-a ales asta. Hai să le craftăm să vedem despre ce e vorba. Ok, băiete, acum este momentul să încercăm giant pickaxe-ul meu și chestia asta de o vrei tu. Hai să le craftăm. Mă rog, singura problemă e că nu prea știu cum să craftez eu pickaxe-ul ăsta gigantic. Adică trebuie ceva de genul, dacă nu mă înșel. Dăm două secunde că o să... Oh my god! Ok, bun, și acum hai să craftăm și chestiuța asta lui Andrei. Bun, hai mă că e ușor, 7 târnă coape. Bun, Andrei, hai să vedem cum arată giant pickaxe. Oh my! Bă! Bă, băiatule, stai departe. Bă, uite cum e. Nu vezi cât a pickaxe-ul? Bă, Andrei, da, trebuie să recunosc că e destul de mare. Dar întrebarea e, hai să vedem cum mine... Oh my god, oh my god, stai o secundă. Oh my god, uite cum minează. Bă, bă, băiatule, nu se poate așa ceva. Uite-te la asta, frate. Bă, ai nebunit. Bă, Andrei, ai de capul meu. Bă, oprește-te, Andrei, stai. Na, oh my god, frate. Andrei, stai. Na, poftim. Andrei, ai dat de apă, oprește. What, ce-a făcut, bă, a oprit apa. What the... Ok, fraților, cred că pickaxe-ul ăsta... Ce faci, bă? Na, poftim, uite-te la el. Bă, stai, bă! Andrei, uite ce am făcut aici, oprește-te! Andrei! Bă! Tu nu vezi ce s-a întâmplat aici? Da, bă, dar voiam să găsesc diamante. Ok, bă, Andrei, gata, gata cu pickaxe-ul gigantic, gata, ne ajunge. Hai să vedem, bă! Te rog frumos, lasă pickaxe-ul din mână, te rog, gata. Acum hai să vedem ce face și acest goat weapon, Andrei. Cum funcționează? Ia, te las pe tine să afli. Ok, Andrei. Bă, ce e asta? De ce sunt atât de multe capre? Bă, câte sunt? Sunt și în copaci? Ok, deci efectiv chestia asta spawnează capre. Ok, sincer să fiu cu tine, Andrei. E cea mai tare chestie! Bă, Andrei, nu știu de tine, dar eu unul vreau să aleg asta. Cum arată, frate? Cred că e epică. Oh my god! No, eu aia aleg, aia vreau să craftez. Eu nu cred că tu alegi o sabie de pâine. Mirosul ăla de pâine o să te distragă, degeaba râzi. Bă, dar cum să alegi o sabie de pâine? Tu ai văzut ce am ales eu acolo? Nu știi tu tactici? Te ține să dai duel? Adică tu vrei să dăm 1v1 tu cu sabia de pâine și eu cu nebunia aia? Da! Ok... Sunt de acord. Ok, băiete, hai să o facem și pe asta. Hai să craftăm mai întâi super nebunia aia pe care o vreau eu. Dăm două secunde că e o rețetă mai grea aici. Ia să vedem. Mamă! Hai, bă, că am craftat-o deja de 10 minute. YouTube-ul pe ăsta. Bă, ok, gata, hai, nu te mai juca cu ea, că acum avem și altceva de craftat, ce anume sabia lui Andrei. Sabia lui Andrei de pâine. What? Ce, bă, prostia asta? Tu cu asta vrei să te bazi, mă? Na. Deci, efectiv, ce e asta? Da? Nu, îmi pare rău. Nu, îmi pare rău, dar nu. Ai tu pe o să dai tu cu cealaltă sabie? Ai, mă, curaj? Adică tu vrei să ne batem eu cu asta, tu cu aia? Hai, mă, eu sunt de acord. Bine, hai. 3, 2, 1 și... Ok, 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 și... Și... Mamă, mamă, ce te mișto? What? Ok, ok, nicio problemă, stați liniștiți. Bă, nu-i corect, ai trișat. A, bine, păi atunci hai să facem invers. Eu cu sabie de pâine, tu cu aia, ok? Hai să vedem. 3, da, bun, perfect, perfect, perfect. 3, 2, fiate că murim de râs. 1 și... Ia, 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 ia. Ho, 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 ho. Opa, ho. Bă, bă, da, bă, bă, copilule. Bă, Andrei, ce scuză mai ai? Îmi pare rău, deci... Bă... Na, poftim, frate. Bă, Andrei, ia alegi și tu ceva, mă. Ia, hai, ce alegi? Bă, eu asta vreau să fie clar. Ce asta, mă? Pickaxe TNT? Ia du-te, bă, din față, că nu văd. Ok, deci pickaxe cu TNT. Ia să vedem, mă, cum arată. Oh my god. Bă, Andrei, sigur, pare cam exploziv. Nu mi-atinge pickaxe-ul. Ok, bine, gata, ți-l las aici. Da, bă, în orice caz, foarte șmecher, n-am ce să zic. Hai să vedem, presupun. Ideea e că dacă tu ai ales aia, eu voi alege sabia opulenței. Efectiv, așa se numește. Bă, asta e de bogați. Bă, ca mie, sincer, emerald cu gol cu diamante, e clară treaba. Bă, exact, și eu cam pe asta vreau să o iau. Bă, Andrei, știi ce e amuzant? Că tu ți-ai ales un pickaxe și eu mi-am ales o sabie. Gen, de ce nu ți-ai ales și tu tot o sabie? Păi am zis că trebuie să am stil, bă, băiatule. Bă, da, ok, cum zici tu? Hai să facem sabia totuși, o să începem cu sabia mea. Ia vezi aici, bam! Wow, mamă, cum arată sabia asta, tu vezi?
Bă, Andrei, zici că e nebunie, e OZN? Așa da, plus 9.999 bogăție. Exact, iar acum, hai să facem pickaxe-ul. Oh my god, ok, bun, Andrei. Iar acum, hai să vedem mai întâi ce face sabia. Ia să vedem ce se întâmplă dacă îți dau una. Wow, 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 ce? Wow, bă, mă, tu ve... nu cred. Bă, băiatule, sabia asta spawnează chestii OP. Oh my god. Bă, mă, tu vezi ce se întâmplă aici? Bă, oh my god, am inventarul full de... Vreau toate itemele, vreau să le vând. Bă, stai, bă, 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 pișnițarule. Bă, hoa, bă, oprește-te. Oh my god, tu zici, tu purg iteme din el. Hai de capul meu. Ok, nu mai da, nu mai da, nu mai da, nu mai da. Bă, asta da opulență. Silent, cred că asta e itemul meu preferat, sincer. Și al meu. Vreau să am unul mereu cu mine. Mamă, bă, dar uite-te și tu, frate. Deci, efectiv, putem să ne facem full armura așa direct. Adică, ok. Bun, acum întrebarea e ce face pickaxe-ul TNT? Hai să aflăm. Oh, alo, ce? Bă, 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 Andrei, fugi. Hai de capul meu, fugi, fugi, fugi. Oh, my. Nu cred, Silent. Bă, băiatule, tu ai văzut asta? Am dat doar o dată și s-a întâmplat asta, doar o dată. Ia stai, mă, ia stai, că încerc mai mult, ia să vedem. Hai de capul meu, fugi, fugi, Andrei, fugi, dă-te, 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 dă-te. Oh my god. Bă, na, asta chiar e o pe... Bă, 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 oprește, oprește, Andrei, Andrei, stai. Bă, Andrei, nu știu de tine, dar tura asta eu vreau mai mult de un item. Mai mult de un item? Parcă am zis doar unul de căciulă. Păi da, bă, dar ascultă-mă, are sens. În primul rând, vreau chestplate-ul de albină, vreau casca de albină, vreau papucii de albină și vreau și pantalonii albină. Deci da, în concluzie, vreau 4 chestii care alcătuiesc armura albină. Ok, păi în cazul ăsta eu o să vreau sabia albină. What? Sabia albină? Bă, pe asta n-am văzut-o. Ok, păi atunci hai să facem setul albină. Ok, Andrei, efectiv în momentul de față am toată industria de miere în inventar. Și hai să ne punem pe treabă. Hai să facem sabia în primul rând. Deci, wow, hai bă băiatule. Mamă, frate, cum arată sabia. Ok, bun, hai să continuăm. Bun, acum Andrei, hai să ne punem armura și să vedem ce se întâmplă. Oh my god, ce, bă, suntem albine? Na, nu se poate așa ceva, bă. Oh, what? Bă, mă, ce? Andrei, dar mie mi-e frică de albine. Atunci îmi pare rău să te anunț, dar ce ai făcut, bă, ai dat în el? Ce se întâmplă, bă? Andrei, bă, 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 fugi, bă. Na, poftim. Bă, Andrei, cred că am spunat puțin cam multe albine. Ia uite-l pe ăsta. Bă, Andrei, nu mai tava de ele, bă. Doamne, uite-te și tu la el. Andrei, fugi, bă. Ok, gata, gata, pace, 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 Andrei, pace, gata. Bă, dar ce te apucă, mă, să dai în ele, ai nebunit? Ia uite, mă, mai am jumătate de inimă. O, bă, că nu poți ieși nimic. Da. Bă, Andrei, efectiv nu vine să cred că suntem albine. Și, băi, uite ce putere avem. Efectiv putem să spawnăm albine non-stop și să facem efectiv drum de miere sau ceva. Adică, what? Și dacă dau cu sabia, efectiv tot asta fac. Spawnez albine non-stop. Doamne, ferește, ce bă aici, Andrei, cap de albină. Bă, paradisul albinelor. Pe bune. Totuși sunt curios când ar trebui să ne oprim. Adică, crezi că s-ar putea întâmpla ceva dacă spawnăm prea multe albine? Eu cred că nu. Eu zic să le ataci. Bă, nu, nu o să fac greșeala pe care ai făcut-o tu, sincer. Bă, Andrei, uită-te la mine. Ideea e în felul următor. Eu vreau sabia asta în flăcări. Nu știu exact ce se întâmplă, dar o vreau. O vreau din tot sufletul. Vreau și chestia asta cu artificii și vreau și sabia de gheață. Bă, nesătulule, câte mai vrei? Bine că m-ai întrebat. Hai să-ți prezint. Ok. O, asta? Da. Ok, deci tu vrei un topor fulger. Interesant. Arată prea mișto. Ok, Thunder Rex. Ok, ce mai vrei, altceva? Și asta, mă, și asta, cabue bol, ok, o minge de pânză de păianjen, ok, vreau să mănânc zăpadă, păi bă, nu e de mâncare, vreau și teleporting trident, 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 ok, bă, Andrei, ne-am dorit câte 3 chestii fiecare, bă, dar unde te uiți, bă, băiatule, aici sunt, alo, ok, hai să ne încercăm să vedem cum sunt, așa, și ce, mă, și ești nătăfleț, hai să ne jucăm! Ok, hai să le craftăm, presupun. Sau ba nu, pardon, să le mixăm. Ok, Andrei, avem toate itemele pe care ni le-am dorit și întrebarea e cu ce începem. Bă, eu zic să începem cu asta. Gen, ce ar trebui să fie toporul ăsta? Ia stai, ia să luăm niște... Oh, alo! Bă, bă, vreau să iau și eu niște lemn și... Bă, nu cred. Devin zeu cu toporul ăsta. E toporul lui Thor. Ia... What?
Andrei, sunt destul de sigur că toporul ăsta nu-l folosim la luat lemn. Bă, ce faci, bă, ți-ai... Doamne, bă, singur om care se poate fulgera. Nu, că o meriți, o meriți, deci... N-ai cum! Bă, ce tare, poți să spuneți fulgere non-stop? Bă, stai, bă! Nu, deci omul e nebun, omul are probleme. Nu, Andrei, gata, 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 aruncă toporul. Nu, nu, nu mai, gata, gata cu toporul. Hai să trecem la următoarea. O, cuțu! Bă, Andrei, hai să următoarea chestie și anume bila asta, să vedem. Nu, n-am vrut. Bă, Andrei, chiar n-am vrut să fac chestia asta. Ce faci, mă? Bă! Și a fost asta? Armă, presupun. Bă, ce armă a fost asta, că n-are niciun sens. Și a fost asta. Opa. Oh, ok. Fii atent. Deci oh, bă, scuze, n-am vrut. Deci cum ar trebui să funcționeze? Bă, Andrei, deci din păcate nu mă prind. Da, nu, deci fulgunoi chestia asta. Ok, hai să vă următoarea chestie și anume, bă, ce faci, bă, omule? Na. Da, cred că Andrei o să descopere la un moment dat ce face. Andrei, gata. Ce faci, bă, băiatule? Ce în capul tău? Ok, următoarea chestie pe care o vom încerca este... Ce boasta? Ce se întâmplă, bă? Teleporting Trident? Suntem magicieni? Ei? Păi și văd că nu te... Ok, cred că... Oh, teleportează mobii din jurul meu! Oh my god! Ok, what? Bă, săra cu câine! Ba, stai, îmi pare rău, nu! Bă! Oh my god, pot să teleportez mobii să-i controlez. Oh. Ok, hai să vedem și sabia de gheață ce face. Ok, văd că momentan nu face absolut nimic. Adică nu e de parcă gen ar îngheța ceva. Opa. Oh, ba da, ok, cred că îngheață apa dacă stai să mă întreb. Bă, băiatule, what? Cum a făcut asta? Ok, Andrei, hai să vedem cine câștigă această bătălie înghețată, aș putea spune. Am câștigat. Bă, Andrei, sincer să fiu cu tine acum, chiar sunt curios ce face chestia asta. Ok, nu mă așteptam la asta. Efectiv, artificii și efectiv... Ok, deci efectiv e un hău care face artificii și efectiv... Da, ok, chiar nu mă așteptam la asta, mă așteptam la orice. La mulți ani! Nu știu pentru ce sau cine, dar da. Ok, tare. Bă, Andrei, și acum fii atent. E momentul să aflăm ce face asta. Ok, eu sau... Oh my god! Ok, hai să o dăm dacă ai curaj. Hai, Andrei, 1v1 și... Cine câștigă cel mai șmecher? Și... Ok. Și... Sunt cel mai șmecher.